Pentru ca șomerii să-și poată găsi mai repede un loc de muncă, în trimestrul 1 din 2010, AJOFM Gorj a organizat 12 cursuri de inițiere și calificare-recalificare, la care au participat peste 300 de persoane, din care mai mult de jumătate șomeri. Până în prezent a contactat agenți economici, dintre care doar 50 și-au anunțat participarea, care oferă un număr de 82 de locuri de muncă pentru persoanele fără studii superioare și 10 pentru persoanele cu studii superioare. Tinerii așteaptă ziua organizării bursei locurilor de muncă precum pâinea caldă. Reușesc tinerii să-și găsească un loc de muncă prin această metodă? Cred că 50% dintre ei, da, reușesc. Au o șansă în plus? Da, cu siguranță, atâta timp cât mai fac și un curs de calificare, sigur au o șansă. Bursa locurilor de muncă de anul trecut s-a dovedit a fi un real succes. Aproape 600 de persoane au fost încadrate în câmpul muncii. 2010 a fost anul în care s-a înregistrat cel mai mare procent al angajărilor în cadrul unei burse a locurilor de muncă, respectiv 88%.